Bună ziua tuturor! Voi face o etalare fără variante, așa cum sunteți obișnuiți. De această dată este o singură variantă. Încerc să dau cât mai multe detalii și sper să vă și regăsiți în această etalare. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Bun. Din câte se pare, aici sunt foarte multe persoane care deja v-ați despărțit de persoana la care vă gândiți. Posibil unii dintre voi să vă fi despărțit în luna decembrie sau poate că acum 12 zile, 12 săptămâni, 12 luni sau chiar, de ce nu, 12 ani. Sunt și astfel de situații sau poate chiar într-o zi de 12. Sau poate că pentru unii dintre voi această dată de 12-21 reprezintă ceva. Poate sunteți născuți într-o astfel de zi sau poate că aveți numărul la casă, la stradă, la mașină, nu știu, ceva de acest gen. Bun. Vă gândiți destul de mult dacă să mai primiți această persoană înapoi în viața voastră sau nu. Momentan lucrurile stagnează. Este bine să fiți siguri de hotărârea pe care vreți să o luați, pentru că se vede foarte clar, chiar dacă ați fost căsătoriți, să zicem, cu această persoană sau ați avut doar o relație stabilă și ați crezut în această relație destul de mult, ați crezut că această relație se poate întâmpla să aibă un final fericit, dar, din păcate, lucrurile nu stau așa. Văd că voi ați plecat din această relație destul de supărați. Poate că această relație nu s-a încheiat neapărat că v-ați dorit voi, ci mai mult ați fost constrânși de a pleca din relația respectivă. Poate că unii dintre voi sau unele dintre voi ați plecat în urma unui scandal, în urma unor discuții destul de aprinse, poate că chiar și în urma unei dispute destul de violente. Ați plecat destul de supărați, îngândurați din această relație, dar parcă totuși ceva vă atrage de a vă întoarce înapoi. Chiar dacă poate treceți printr-o situație mai dificilă financiară și această persoană, cumva alături de această persoană ați avut o situație financiară mai stabilă, nu cred că una foarte, foarte bună, dar cel puțin a fost cât de cât stabilă, mult sau multe dintre voi v-ați întoarce doar pentru acest lucru. Această situație, dacă faceți acest pas, să știți că este un pas greșit, pentru că lucrurile nu vor merge în mai bine, ci în mai rău. Dacă veți întâlni pe altcineva, da, veți întâlni pe altcineva, doar că singura problemă, mai ales acolo unde din relația trecută a reieșit și un copil, aveți tendința de a vă întoarce înapoi în relația respectivă gândindu-vă la copil. Voi trebuie să vă gândiți la ceea ce vreți voi pe mai departe, ce vreți să faceți cu viața voastră și abia după să vă mai gândiți și la alte aspecte. Dar dacă vă reîmpăcați cu această persoană, veți trăi o viață de trio, pentru că în viața acestei persoane mai există cineva. Posibil să întâlniți o persoană nouă, o persoană care în zodiacul chinezesc poate fi dragon, o persoană luptătoare, o persoană hotărâtă, dar și benefică în același timp pentru voi. Dar pentru a putea fi cu persoana respectivă, trebuie să lăsați trecutul în urmă, ceea ce văd că
este destul de greu pentru voi. Indiferent ce v-a făcut această persoană din trecut, voi încă vă doriți ca această persoană să se reîntoarcă la voi. Și da, această persoană se reîntoarce, dar asta nu înseamnă că lucrurile se schimbă. Hai să vedem ce urmează pentru voi. Atenție, mai ales cele care sunteți însărcinate sau urmează să rămâneți însărcinate în perioada imediat următoare. Din nou, cifra 12, se poate întâmpla ca peste 12 zile de când vedeți acest videoclip să aflați că sunteți însărcinate sau mai există o variantă. Dacă sunteți deja însărcinate, posibil să aveți predispoziție de a pierde sarcina. Deci mare, mare atenție aici. Posibil să vă certați cu o persoană din zodia Balanță sau Gemeni și în urma acestei dispute să aveți aceste probleme. Pentru cele care sunteți însărcinate. Văd că aveți o dorință destul de mare. Vă gândiți la acea dorință destul de mult. Și nu este o dorință pe care o aveți acum de o zi, două, trei, ci este o dorință mai veche. Nu mai sperați să se întâmple, dar uite că peste 7 zile este posibil să aflați ceva în legătură cu dorința voastră. Poate că se îndeplinește dorința sau e un pas spre îndeplinirea dorinței, dar este ceva. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Gândurile persoanei la care voi vă gândiți sunt de a vă face un mesaj, de a vă scrie ceva, dar acel mesaj nu este un mesaj de clarificare, este un mesaj din care mare lucru nu veți înțelege, dar așa cum am spus, voi încă sperați la o reîmpăcare. Da, această reîmpăcare poate avea loc, dar chiar dacă pare benefică la început, nu este chiar atât de benefică. Deci mare grijă cele care vă doriți să vă împăcați cu persoana de care v-ați despărțit. Dacă persoana respectivă se va gândi să facă totuși ceva benefic în legătură cu voi, da, persoana se gândește în special, din nou mi-a ieșit copil, posibil ca această persoană să se gândească să aibă un copil cu voi doar pentru a vă ține acolo legate, nici de cum pentru o viață liniștită. Această persoană este, aș putea spune, destul de viciată, în sensul că are destul de multe vicii peste care nu poate trece și nu poate renunța la viciile pe care le are, indiferent cât de mult vă doriți voi. Voi vă doriți o uniune, vă doriți o căsătorie, însă această persoană amână cât de mult poate momentul, tocmai pentru că are o altă relație mult mai stabilă. Posibil ca această persoană la care voi vă gândiți să fie căsătorită, iar voi să nu știți acest lucru. Din câte văd aici, nu este nimic benefic în legătură cu această persoană la care voi vă gândiți. Din păcate, este o etalare negativă, dar ca și concluzie, dar în concluzie este totuși pozitivă. De ce? Pentru că această etalare poate vă deschide mai mult ochii și vă dați seama că această persoană nu este benefică pentru voi. Eu cam atât am avut de spus în această etalare. Sper că vă este de folos.
Dacă doriți o etalare personală, mă puteți contacta la numărul de telefon pe care îl veți găsi în descrierea videoclipului. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!